Municipiul Călăraș se va confrunta zilele acestea cu un val de căldură, ceea ce va face ca disconfortul termic să fie ridicat. Se vor înregistra temperaturi foarte ridicate, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Primăria municipiului Călăraș are deschise două centre de prim ajutor pentru caniculă amplasate în incinta pieței Big și la piața centrală lângă Colegiul Economic. Dotate cu aer condiționat, dozator de apă plată cu pahare de unică folosință, masă, scaune, pat și dezinfectanți împotriva infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2. Cele două puncte de prim ajutor pentru caniculă sunt deservite de asistenți medical-comunitari, fiind deschise în intervalul orar 10-17. Pentru a preveni și combate efectele caniculei, se recomandă să evitați aglomerațiile, expunerea la soare și efortul fizic intens între orele 11 și 18. Deplasările sunt recomandate doar în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât posibil, prin zone umbrite. Purtați haine legere, subțiri, deschise la culoare, consumați minim 2 litri de lichide pe zi, consumați fructe și legume. Consumați produse cu valoare calorică mică, evitați băuturile ce conțin cofeină, evitați consumul de alcool, mențineți legătura cu persoanele în vârstă oferindu-le asistență ori de câte ori au nevoie și nu lăsați copiii sau animalele de companie singure în autoturisme.